Implant a vindecat diabetul la șoareci, iar specialiștii au speranțe că va funcționa și în cazul oamenilor. O echipă de cercetători a demonstrat că folosind un dispozitiv minuscul se pot implanta celule care secretă insulină, făcând diabetul de tip 1 reversibil. Până când vor veni și rezultatele oficiale pentru aceste teste, mulți medici recomandă folosirea unei diete mediteranene pentru diabetici. Discutăm despre asta cu Simona Carniciu, medic specialist nutriție și diabet. Mulțumesc pentru intervenție. Așadar, o astfel de veste dă cumva speranțe celor care au în aceste momente diabet de tip 1, cel puțin. Da, într-adevăr, se lucrează de mai mulți ani la acest tip de dispozitive pe baza celulelor secretoare de insulină, celule beta-pancreatice. Inclusiv în echipa condusă de domnul academician Ionescu Târgoviște și domnul profesor Irinel Popescu și dr. Simona Dima, la Funden s-a încercat la noi în țară un asemenea dispozitiv într-o colaborare internațională. Rezultatele au fost foarte promițătoare. Se studiază în continuare pentru că la om nu sunt atât de, să spunem, sensibile ca și la șoareci. Pe șoareci studiile merg de obicei mult mai bine. Vă întrerup, doamna doctor, mergem chiar acum la